ieșit așa și ți-a rămas minus 4x, e rătate ești. Mai departe. De cam dificil acum. Ei, aici e foarte dificil. De ce să nu recunosc și eu? De aici, în momentul acesta, aș fi vrut să apară și aici un y minus 3 copii. Și în clipa asta, să scoate un minus în factor, pentru că aici este minus ori minus. Nu înțeleg, domn profesor, deja l-ați băgat în ceas. Dar acolo nu mai trebuie să ducăm în 3? Dacă ar fi fost aici... Da, devine dificil. Da, și ei de-abia se bucurau când dumneavoastră le-a spus un factor comun, de aceea erau, cred, și bulversați. Ei de-abia au descoperit că dumneavoastră acolo ați desfăcut parantezele. Ei nu au observat asta. Nu au observat, sigur că am sezizat acest lucru. Și când s-au bucurat că au descoperit, dumneavoastră le-a spus să vă scoată un factor comun și iar i-ați băgat în viață. No, faptul că... Nu știu, dar aia au ei ok. Da. Dar acolo cu minusul, acum e greu. Dar e și foarte greu. Și apoi să vezi să puneți minus, da. Să știu că îi face 10 la minus 2. 10 la minus 2? Cât face? 1 supra 10 la 2. Da, asta nu e important. Și acum dați-o în continuare un pic, domn profesor. Minus, paranteză, y minus 3. Și acasă scoate. Minus, scoate eu. Minus. Minus. Eu uitați copii. Minus 3. Nu, minus 3. Minusul cu minusul face plus când desface paranteza aia. Ați înțeles? Da. Deci apare paranteza asta, egal cu 14. Acum am făcut-o eu. Am da. Făcut-o acum. Și o să-l dăm cu y. Și scoate y minus 3 în factor comun. Și deci acum îl scoate pe y. Y minus 3, că vedem în marginea, vedem și aici, vedem și în partea asta. Aici e y minus 3 ori 1, ca să înțelegem. Care facem în factor comun. Da. Și y minus 3 pe lângă. Ce rămâne? Ia să vedem. 2x minus 1. Minus 1, corect? În primul rămâne 2x. Da? Pe lângă 2x minus 1. Și ce aici era mai și egal cu 14, da? Am ajuns la ilustrul anterior. Deci, în situația în care autorul dă așa stricat, ți îți revine sarcina, dar atunci îl dă mai cu plus. Eu l-aș da mai 2x plus 1 pe lângă y plus 3. Da, și atunci ei puteau. Și acolo puteau face treaba asta. Da? Da. O să înțelegeți. Iar tu, David, când mi-a zis că-ți cazul în 3, m-ai trimis spre cel mai dificil exercițiu. Pentru că în condițiile în care ai scăzut pe 3 de aici, mi l-a așezat într-o formă în care nu e scot în factor comun. Nu mai obțin doi termeni acolo ca să pot să am, cum se numește? Factori, doi factori. Da, doi termeni ca să pot scoate în factor comun. În concluzie, când ți l-aș fi dat așa, tu trebuia să vii de aici înapoi. Adică să adun în 3. Să observi chestia asta. Deci este problema foarte mare. Trei deștept. Da? Trei care îți face serviciu. După ce ai scos în prima parte în paranteză, se sizez chestia asta. Acum, haideți să ne facem la chestia noastră. Deci avem ieșitul acesta. Uitați-vă, aici, domnule. Și să spunem că rezolvarea lui este o problemă la îndemâna noastră. Adică, te rog, Davide, cum ai reacționat? Tu trebuia, e ce e ciudarii. Hai, 2x minus 1 poate să fie prima dată 1. 1. Și y minus 3. Și acela de care vorbim, adică simultan trebuie să întâmple, prin acolo de asta se subînțeles, da? Da? Și y minus 3 trebuie să fie 14. Și Davide acum, și Davide. 2x minus 1 trebuie să fie 14, da. Și y minus 3 să fie 1. Iată cum. Așa, da. Daria. 2x minus 1 trebuie să fie egal cu 2, da. Și y minus 3 trebuie să fie egal cu 7. Corect. Și Davide. Și 2x minus 1 trebuie să fie egal cu 7. Da. Și y minus 3 este egal cu 2. Așa, Daria. Păi atât. Câtă vreme mai 2 ori 7 fac 14, nu am ce face. Așa încât în clipa de față... O controlăm pe prima. Deci o controlăm pe prima, rezolvăm la prima. Deci plecăm cu 2x minus 1 egal cu 1, ceea ce ar semna că 2x ar trebui să fie 2, ceea ce rezultă că x este egal cu 1. Echivalent cu x egal cu 1. Și y este egal cu 14 plus 3, care este egal cu 17. 14 plus 3
Ceea ce înseamnă că y egal cu 17. Davide? 2x minus 1 să fie egal cu 14. Da. Unde rezultă că 2x trebuie să fie egal cu 13. Atenție, cu? Davide. Cu 15. Atenție, da? Dacă ai fost plus 1. Da. 15. Ceea ce înseamnă echivalent x egal cu? X egal cu? Nu-i natural. 15 supra 2. Putem vorbi de asta. Da, vorbi de fracție. Da. X egal cu 15 supra 2, care nu aparține lui el. Scriem aceste lucruri. Facem dovada clară că știm multe lucruri. Corect. Apoi, la următorul avem... Și dacă asta n-a mers, acum cealaltă, că trebuia să fie simultan. Și. Și. O scriem și pe y minus. Y egal cu 1. Egal cu 1. Ceea ce înseamnă că y egal cu? Egal cu 4. Y egal cu 4. O să luăm, o să luăm soluția asta 4 și 5 pe 2? O luăm? Nu. În calcul? Nu. Nu. Deci, nu împărțim, în cauza asta, asta pică, nu? Varianta asta. Mergem mai departe. Următoarea care avem 2x minus 1 trebuie să fie egal cu 2. 2x minus 1 egal cu 2. De unde rezultă că 2x trebuie să fie egal cu 3 și 3 pe 2. Nu este numărul natural. X egal cu 3 pe 2. X egal cu 3 pe 2. 3 pe 2. Nu, nu aparține numărul natural. Nu. Și Y o să fie egal cu 10. Y minus 3 egal cu... Y minus 3 este egal cu 7. Unde rezultă că Y este egal cu 10. O luăm în calcul? Nu. Nu. Nici așa se face. Următoarea. Răspuns final. Dacă ar fi fost dat sub forma mulțimea... Da, 2x minus 1 egal cu 7, domn profesor, mergeam. Unde nu mai mergem. 2x minus 1 este egal cu 7. Să cercetăm și pe asta, da? Da. 2x minus 1 egal cu 7, ceea ce înseamnă că 2x... egal cu 8. Și unde rezultă că x este egal cu 4. Da. Și y este... și y minus 3. Este egal cu 2. 2. Și atunci y este egal cu 3 minus 2, 5. Și merge. 5. Da? Și asta merge. Y egal cu 5 merge soluția asta. Deci, avem... deci dacă B mare ar fi fost format așa, B mare egal cu mulțimea tuturor perechilor X și Y care aparțin lui N în el, N ori N produs cartezian, nu? Ori N, da, vede? Am vorbit de asta. Cu proprietatea verificării relației acestea, cu proprietatea că 2X minus 1 lângă Y minus 3 este egal cu 14, atunci am determinat egal mai departe, egal cu... Care sunt? Care este egal cu 1,17. 4 și 5. Foarte important. Deci dacă noi am zis x, y, cea de pe locul tău este x-ul. X-ul, da? 4 și 5. Și cu asta am văzut încă o dată și aceste chestiuni. Haideți să vedem ce a fost esențial aici. Ce să înțelegem? Ce credeți că a urmărit autorul prin chestiul ăsta? Pronunțați-vă voi. Cred că a urmărit ce anume? Cred că cred că au urmărit să vedem divizorii, dacă știu divizorii. Odată divizorii lui 14, a numărului din dreapta. Da. Dacă au urmărit să vedem dacă ne-am... adică dacă știm cum să... cum redactăm, de exemplu. Sigur că da. Și când face 14, nu 2 ori 7, și 7 ori 2. Da, adică o parte din copii care nu iau în considerare că 2 ori 7 și 7 ori 2, că una furnizează situația aceea, 2 ori 7, și alta 7 ori 2. Deci, atenție. Și domnul, și domnul, rezolvarea în sine a ecuației acelea de gradul 1. Deci rezolvarea elementară a unor ecuații. Așa. Locul cu hârtiușa. 24 de la pagina 17, care sună cam așa. Arătați că un număr este divizibil cu 144. Un număr este divizibil cu 144? Știi cineva și 144 vă zice ceva? 12 la a doua. 12 la a doua. Deci arătați că... arătați că 21 ori 6 la n plus 1, 21
91 ori 6 la n plus 1. Da. Așa. Plus 4 ori 2 la n minus 1. 4 ori 2 la n minus 1. Ori 3 la n plus 2. Este divizibil cu 144. Deci arătăm numărul ăsta n. Da. De formă asta. Să rezulte că n se divide la 20 și... Nu, la 144. 144. Adică la 12 și la a doua, domnule. O să vedem. 144. Lăsăm așa. Dar vede, ce ar trebui să reușim noi? Hai să ne formulăm obiectivul. Ce anume urmărim în clipa asta. Pentru că e să se divide la 144. Ce vis frumos trebuie să ai tu. Ca să... Cum să-l scrii pe el? Ca ceva la a doua. Nu. De ce formă este el? 144? Oriceva. Fără rest. Deci, visul nostru este să muncim la ien aici. Și în final, el se arate așa. 144 ori în bucată acolo. Adică, să scoatem un factor comun pe 144, e toată expresia asta, să ne rămână 144. Să apară un factor. Asta e povestea. Plecăm la lucru. Ien egal cum? Ce te gândi să faci? Cum am să vedem ce ne vine în minte. Mai un pic, Daria, să se gândească un pic și el. Ce am putea face? L-am scris pe el, Davide? Dintre n plus 1, n minus 1, dar nu 1, are 6, altul are 2. Ce mă fac eu aici? Păi pot să scriu pe 21 ori 6, ori 1, ori 6. Poți să scrie așa, 6 la n, ori 6, da? Da. Bun. Deci zic așa, 21 ori 6 la n, ori 6, plus... 2 la 2. De ce, dragă? Lăsa 4. Nu, este coeficient. Noi urmărim aici pe exponență. Aha. Ce se face treaba? Plus 4 ori... Plus 4. 4 ori 2 la n împărțit la 2 la n. Bă, e minus acolo, nu? Da, adică e împărțit. Măi, Davide, tu ai avut dreptate și mă, dacă ai finat la doiul ăla, el s-a agățat de ceva. L-a dus bine, bineșor. Da, l-am spiecat. Nu e spiecat la doua, da. Am zis, hai să vedem. Poziția. Să vezi de ce, Davide, să vezi, dacă tu spui de ce, eu sunt foarte încătat, de ce serviciul ăsta, de ce noi ne-am întors? Pentru că eu am mai văzut și acolo la 3N plus 3 la doua. 3 la 2, și 3 la 1, 3 la 2. Nu cumva ai fi avut greutăți aici. Aceeași bază. Dar ai fi avut 3 la 1, ori 3 la... 3 la N, ori 3 la a 2. Acolo, 3 2 la N minus 1, cu cine? Da, 2 la N, 2 la a 2, ori 2 la N minus 1, deci hai să scriu pe asta de fapt. Minus 1 plus 2. Deci cum îl putem scrie așa? 2 la a 2 ori 2 la n minus 1. Egal cu. Egal cu. Te rog aici să lucrăm. 2 la n minus 1 plus 2. 2 la n minus 1 plus 2. Copii în bază și adună exponenții. 2 la, 2 la deci 2 la puterea n minus 1 plus 1. 2. Și cât face oare asta? Face 2 la n plus 1. 2 la n plus 1, așa face. 2 la n plus 1, pentru că ai zis că ar fi 2 scăzut 1. 2 scăzut 1, face așa. Dacă totuși nu te prindeai de chestia asta, cum se împart două puteri care au aceeași bază? Văzând scăderea. Scăderea, de unde provine, te întrebi tu? Scăderea la exponenți. Doar 2 la n minus 1, cu cine e cald? Da, putem, era așa, nu știu, dacă scriam 2 la a doua, ori 2 la n împărțit la 2 la întâia. Asta vrea să zic. Deci, 2 la a doua, ori 2 la n minus 1, poate fi văzut ca 2 la a doua, ori 2 la n supra 2 la întâia, putem scrie, schimb linia de fracție, joacă rolul de împărțire, da? Și venea 2 la... 2 cu 2 la 1 se simplifică, nu? Face 2 ori 2 la n. 2 ori 2 la n, adică 2 la 1 ori n. 2 la n plus 1. 2 la n plus 1. Foarte bine ai sesizat și aici. Copii în bază și adunăm exponenții și n minus 1 adunat cu 2,
2 scăzut 1, n plus 1. Corect. E bine, să ne întoarcem la exercițiul nostru. Este așa, 21, ori 6 la n ori 6, plus 2 la, după ce am muncit aici, pot să zic deodată aici, 2 la n plus 1. Da. N plus 1. Ori 3 la... Ori 3 la n, așa. Ori 3 la 2, ori 9. Ori 3 la 2, ori 9. Zicem așa, ai spus tu. Și erau mai departe, de rău să mă complici, dar e acum? Stați puțin, stați puțin, stați puțin. Nu faci altceva? Na, zi tu acum. Atunci, dar e de tu. Ce ai de gând să faci? O să scop pe 2 la n factor comun. 2 la n iese în factor comun. Eu merg cu mâna ta dacă tu te descurci. N-am nimic împotrivă. Dar te-aș ruga să revii aici. 2 la n plus 1. 2 la n ori 3 la 1. Hai să facem să zic. Deci 21. 21 ori 6 cât faci aici? 6 ori 6. 21 ori 6, 6, 6 ori 2, 126. 126. Zicem și noi 126 ori 6 la n. Plus. Plus 2 la n. Așa. Ori 2 la 1. 2 la n ori 2 la 1. Ori 3 la n. 3 ori, la n. Ori 9, da. Ori 9, da. Și egal mai departe, te rog, egal cu 126. Egal cu 126. Ori 6 la n. La n plus 2 la n. De ori 3 la n cât fac? De la n, 3 la n vine 6 la n. Corect. Da? Fiindcă am același exponent, îmi 6 la n. 6 la n. Ori 18. Ori 18 și egal mai departe cu 6n pe lângă. Nu 6n, 6 la n. 6 la n pe lângă. Dăm factor comun, 6 la n. 126. Pe lângă 126. Plus 18. Care face 6 la n. 6 la n. Ori? 6 la n. Ori? 144. Și care ce se dă? Și numai trebuie, numărul trebuie să împartă la 144. De aici rezultă. Nu. Fiindcă n este scris, hai să 6 vedem. La n. 6 la n ori 144. Rezultă că n se divide la 144. Cu ce ne alegem din exercițiul ăsta? Care sunt lucrurile care trebuie știute? Ce a vrut autorul? Să vedem dacă știm să scriem 2 la n plus 1. Operații cu puteri. Deci operații cu putere, proprietăți ale operațiilor. Adică, cum se mulțesc două puteri ca aceeași bază? Hai să ne amintim. A la n ori A la m egal cu A la n plus m. Da? Copiem baza și adunăm exponenții. Invers, dacă avem adunarea, descompunem. Corect. Altă proprietate mai știți? Un. Da. A la n ori m. A la n. A la m, a la n, ori a la n. Ori a la m, așa, am scris asta. Nu, împărțit. Împărțit. Așa, da. A la n împărțit la a la m, egal cu? Egal cu a la n minus m. E minus n. Trei, altă problemă. Dar știi și tu proprietate? Un număr a la puterea n, a la n, n ori a la... Am scris pe asta cu oare. Prima e scrisă. E prima scrisă. A la n, totul la m. Corect. A la n, totul la m. Adică ne amintim 2 la 3, totul la 4. 2 la 3, totul la 4. Cu cine era? A, 2 la 12. 2 la 10. Așa, 2 la 3, a 12. Așadar, A la n, totul la m, este egal cu A la puterea n ori m. 4. Mai știu una. A la n ori m în scăriță. Așa adică m la n și n la a. Adică cum ar fi a la a doua la a patra. A la a doua la a patra scăriță, da? Da? A la a doua la a patra. Cât ar face? Ar face 2 la a patra, care este 16 și a la 16. Bun. Nu putem pune ca proprietate. Nu o avem ca proprietate, ci
ca o observație pe care tu ai înțeles-o, că e vorba de ridicarea la putere de sus în jos, da? Știi ce vreau acum? Da. Să mai vedem o altă proprietate. La N împărțit la V la N. A la N. Împărțit la V la N. A la N împărțit la B la N. Scriem asta, supra B la N, egal cu? Cu cine? Este egal cu A la A minus B. Nu. Uitați-vă, uitați-vă cum scrie domnul profesor. A, nu degeaba. Supra B la N. În curență singură. Nu. Și cum sunt? Cu cine egal la B, totul la N. La N. Cum? Nu am minus B totul la N. Deci A la N împărțit la B. Uite acolo, așa cum este scris profesor. Cu cine e egal? A la N. Hai să scriem. Uitați-vă, dau un exemplu. 2 la 3, da? Supra 5 la 3. Uitați cum scrie domnul profesor acum. Acum facem. Nu putem face nimic, nu? Ba, da, o să scriu pe 2 și 5 ăla ca ceva la 3. Așa. 2 supra 5. 2 supra 5. Totul la 3. Totul la 3. Dar proprietatea se dă invers. A supra B totul la N, cum se zic, o fracție la o putere, da? A supra B totul la N înseamnă A la N supra B la N. Se zice și numărătorul și numitorul la acea putere. Obișnuiți-vă cu fracția. E tot funcțional de fracție. Păi da, termina, am vorbit Q anul trecut. Exact, și mai era. 4, 5. A la N ori B la N. Adică A ori B. A ori B totul la N. A ori B, deci un produs la o putere, înseamnă A la N, A la N ori B la N. Și să vedem, să mai vedem ce părere aveți. A plus sau minus B la N, cu cine este egal? Deci dacă adunare sau scădere, cu cine este egal? Adunare sau scădere? Nu puteți zice tot fiecare în parte. Cum să, cu cine e egal, vă întreabă domnul profesor? A plus B la N, cu cine e egal? Mai poate fi fiecare în parte. E egal cu A la N plus B la N? Asta, asta vă întreabă, domnul profesor. Este egal cu A la N plus minus niciodată. B la N? Păi nu pentru că doar așa e când e ori sau împărțit. Hai să vedem. Deci, cu scurt. Așa e ori sau împărțit. Când avem numai împărțiri sau înmulțiri. Că nu pot să scriu A la a doua, nu, 2 la a patra. 2 la a patra. Plus sau minus? Plus sau minus 2, 3 la 4. 3 la 4. Deci 2 la 4, plus sau minus 2 la 4. Nu e același lucru. Deci nu e egal cu 2 plus minus 2 3 plus la 4. La 4. Deci așa ceva nu se poate. Nici, nici. Eu am insistat pentru a vă... Așa. Da, Cristi. Da, vreau. Nu absolut, da? Ionuț nu știu ce-a făcut, că nu... Nu, nu-i sonor. Asta este. O să rezolv. El are nunt acum și nu am timp să mai vorbesc. Da, da, da. Am sezat data trecută, am făcut o probă și am văzut cum avea sonor. Cred că da, cred că da. La captură acolo cred că este o chestie. Deci, deci n-am mai făcut, dar te văzut să vede data? Da. Aha, diferență mare, da? Dar hai să încerc eu. Nu știu ce. Așa, la audio, la audio era o problemă. Și era microfon pus aici, dar cred că este. Aș vrea să încerc să văd dacă reușesc acum pe loc. Am bidonul. Da. Da, ca să mă duc. Pe click audio capture.
Da, asta e. Ia să vedem așa. Dacă îți dau, ia să dau acum, da. Ia vezi acum să audi? Așa. Da, să vorbesc... Deci, dacă eu vorbesc acum, să aud, deci vorbesc spre... Sunt în camera și nu mă vezi în camera. Trebuie să audă ce vorbesc. Cum mă vezi, să și să audă. Nu mai emite? Aha. Așa, da, ia, da. Ia vezi, acum e bine? S-a audit? Nu? Trebuia să dau startul ăsta aici, dar nu mai vrea startul. Nu mai vrea startul. Deci... Start. Trebuia să... După ce am făcut chestia aceea, trebuia să dau start. Da, dacă ai fost în grasă, nu trebuie să probabil că sunt amândouă și video și audio. Avem media alocaptilor. Deci, este asta. Și de clip la audio alocaptilor. Declic audio capture 2 sau capture. Hai să mai vedem o dată. Am dat start. Nu se mai aude nimic, nu? Nu se mai aude. Nici nu se mai vede. Unde spune să vorbim? Uitați-vă aici. Mai lăsăm să mă și păi dacă facem video, s-a început la ora 19 și 19 secunde. Minute și 43 secunde. Am dat startul ăsta și văd că nu... Deci nu se mai aude, nici nu se mai vede nimic, nu? Mai l-am făcut. Nu mai nimic. Asta e, de acum o să văd de ce fac altă dată, da? Bine, tata. O refac eu, vedea, dacă sunt bătiri de chiar. Auzi, nu-l poți suna tu să stai de vorbă? Nu, dacă îl suni tu, stai de vorbă tine, să-ți răspunde, Ionuț, e drăguț. Că adică, prin intermediul meu, știi numărul lui și stai un pic de vorbă. Ia vezi, dar te rog frumos. E, pa. Mai am un exercițiu, domn profesor, mai e greuț și... Așa. Zboară singur. Așa, vreau să... 25 de la 17. Arătați că numărul N egal cu... N egal cu... Arătați că N egal cu... 2 la 1 plus 2 la 2. Plus 2 la 3, plus și așa mai departe, plus 2 la 144, da. Este divizibil cu... Arătăm că numărul ăsta se divide la... Cu. A, 6. 1 la 6. Ne se divide... La 6. La 6. La 13. B. Punctul B. N se divide la 13. Și punctul C. N se divide la 15. E. Se divide la
Avem de ales dintre ele sau... Nu, la toate arătăm. Să răspundem, să arătăm o dată divid la 6. Apoi că se divide la 13 și până la 15. La 6. Idei? La 6 ar trebui și 2 ori 3. Nu? 124 este 12. O scot între 2 în factor comun. Pe 3 de unde să-l vedem? Pe 2. Pe 2. Mergem în asta. Facem o grupă. Deci vine 2, pe lângă, te rog să vorbești. 2 pe lângă 1 plus exact. 2 la 1 da. Plus 2 la 2 da. Plus 2 la 3 plus da. Puncte puncte plus 2 la 143. 143. Că observăm că 2 la 1 cu 2 la 4 ne dă 6. 2 la 1 cu 2 la 2 da. Adunate ne dau 4, ne dau 6. Dar ce faci cu unul ăla rămas? Da. De la dar început, tu, cred că vrea să observi, domn profesor, fără să dea IP2 de 4. Sigur că da, puteai să observi asta de aici. De la 2, 4, 2, grupa 6, 2. De 2 mai bine. Și mai bine nu le dea pe 2 factor? Nu. Și faptul că au dat pe 2 în factor, acum se mai întreba un 3, că 2 ori 3 fac 6. Și acum, ca să faci rost de 3, iată când îi grupezi pe 2. 2 cu 2. Deci 1 și cu 2 la 1, 2 la 2 plus 2 la 3 și așa mai departe, câte 2, câte 2, câte 2. Pe cine dai facă ca să obții iar paranteza aia 1 cu 2? Pe 2 la 2. Și ți apare un 3, nu? Și iar apare 3 în capăt. Întrebarea este că asta, oare nu cumva poate să rămână unul la sfârșit? Câți termeni sunt? 144 de termeni. Sunt 143. Și 4, da? 4 aici. Acum sunt 143. 4. Și ce? 143. 143 de la 2 la 1 a, dar acum mai am 0. Și dar sunt 3 dinainte. De la 1 la 144 sunt 144 de termeni. Dar nu am modificat nimic. Dacă e grupa între 2, o să fie 72 de termeni. Deci, ca să merg pe ideea ta mai departe, după ce am făcut mișcarea asta de a scos un 2, tu trebuia să gândești repede, mai întrebi un 3, obligator îmi trebuie un 3, ca să fie 2 ori 3, și atunci echipele făcute din 2 în 2, și am șanse că în fața aici este 2 la, cu puterea 142, da? Ultima echipă asta va fi, și atunci va fi, să nu lasă în echiște un drum, egal cu 2, pe lângă, cu paranteză dreaptă, și te rog să vorbești că ai gândit tot tu, 1 și cu 2 face câte? Face, fac 3. 3. Plus 2 la a doua pe lângă 2 la a doua ori 1 ori 1 pe lângă 1 plus 2 hai că 2 la a doua ori 3 deci 2 la a doua ori 3 plus 2 la a patra ori și așa mai departe 2 la a patra ori cât din echipa următoare ori 3 plus puncte puncte plus și așa mai departe plus puncte și acum vine 2 la câta? 2 la 142. Corect. Așa e venit la mine? Da. 2 la 142. Ori 3. Ori 3. Și este egal mai departe. Este egal cu 2. Iată cum vedem 3-ul peste tot. 3. Da? 3-ul aici. În spate și pe el și din 2 ori 3 face 6 pe lângă Davide. 6 pe lângă 3. 1 plus 2 la a doua 1 plus 2 la a doua plus 2 la a treia 2 la, 2 la a patra am dat ce este în față plus 2 la 2 la a 6-a așa plus puncte puncte, puncte plus 2 la 142 142 și închide paranteza și asta, forma asta în care am la care am ajuns arată că se divide cu că deci de aici rezultă paranteza e multiplu de 6. Nu paranteza, că nu ăsta nu, nu, dacă ai vorbit, e 6 ori ceva. Deci rezultă că N egal cu 6 ori un K, dacă notăm cu K asta, asta înseamnă că N se divide la 6. Și atât cum am reușit. Deci vezi, când spune să se arate că se divide la, obiectivul principal este să ajungem să fie N oriceva. 6 ori ceva. 6 ori ceva. Și acum la 13. Ei, la 13. Plecăm de aici la N și visăm să ajungem la 13 ori ceva.
poți să-l faci pe 13 cu 2 la 4 plus 2 la 2 plus 1. Dar apoi nu mai merge. 2 la 3 poate. Da, 2 la 3 plus 2 la 2. 2 la 3 face 8. Plus 4, 12 plus 2 nu mai face nimic. Plus 1 iau. Plus 1 ar merge, dar apoi 2 cât se fac 3? Asta e cum se face. Este să arate visul tot asta este. Corect. Trebuie să joci ceva, pentru că nu trebuie să faci nimic. Deci putem să îl dăm, gen, să luăm, stați, stați, gândiți-vă, voi, eu fac ceva. Da? Fiecare gândi. Nici eu nu știu acum, dar trebuie să găsim soluția. Deci nu acesta. Legal cu. Povestea este să facem rost de 13. Partea pune că știu cum se fac pe ce? Pe 15 știi, nu? Pe 15 l-a văzut. Mm-hmm. De 13 nu știu. Ne gândim? Da, încă? Câte 2 nu ieșit cu 6. Câte 3 nu iese, nu? De ce nu iese câte 3? Cât dă copiii câte 3, dacă îi grupăm câte 3? Câte 3 e 8 și tu 2, 14. 14. Câte 4 să încercăm? Câte 4 să încercăm. Da, câte 4... N-are cum? Câte 4, dacă vreți, ar merge cu 15. Eu câte 4? Ia să vedem. Câte 4, ar fi ca ea da cu 5. Facem pe una, dacă nu merge. Plus 4 plus 8. Ce facem? 2 plus 4 plus 8. Fac 14. 14. Plus 16? Plus 16 de peste 5. Cât? 14 cu 16 Da? Nu, deci... dar se poate dacă, de exemplu, dacă facem cu 15. Da, cu 13 noi ne chemim acum. Cu 13 poți poți ia și un multiplu al lui 13. Păi tocmai. Sigur că da. Păi de-aia am spus, dacă nu vezi 13, atunci un multiplu 13, 26. 26. Un 39. Cum se poate 39? Păi da, 3 ori 13. 3 ori 13. 4 ori 13. 4 ori 13. 4 ori... Poți să fac 30, dacă noi suntem... 30 nu, tot nu-i mulțumim, am ajuns și noi la 30. 30 nu... E 2 ori 15, nu ne interesează. Vă interesează 62? Cât? 62. 2? Dar 62 la ale pe 13 încorporați în parte 62? Păi da, vă interesează asta mult. Mă interesează măsura care l-avem prins pe 13. A, pe atunci am așa. 62 tot în urmă. Mai mult? E, mai mult. Nu se... Ei, cum? Hai să facem. Nu-i decât să spun așa. Poți să dau și aici pe 2 în factor și să gestiați 2 ori un multiplu de 13 și apreasă. Uite, avem acolo 2 pe lângă 1 plus 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3. Că nu avem acolo, mă duc din nou dacă scot pe 2 în factor. Întrebarea este, hai să scriu din nou 2 pe lângă 1 plus 2 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4. Scriu mai mult, da? Scrie mai mult. 2 la 5 plus 2 la 6 plus 2 la 7 și așa mai departe. Sper să reușim. Da. 2 la puterea 144. Da. Și l-am dat și pe 2 în factor. L-am dat și pe 2 în factor, da. 143. Da? 43. Păi, 2 la 3, nu, 2 la 4 plus 2 la 5. Hai să vedem cum facem doar de 13.
Vă interesează 31? Nu, 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 nu ne-am șut. Nu vă interesează chiar deloc? Chiar deloc? Oh, ce păcare. 49? 49, nu? Și 13 prin 13, nu? Nu. Dar 60 nici. Dar 124. N-ai cuvânt. Să te-ai totuși. Bă, n-ai 31. Păi, mai ții să găsim motivii 13. Nu e greșit? Păi, mai insistăm un pic să vedem dacă e greșit sau nu. Ia uite și tu la sfârșit și te uiți tu și dar nu ne spui. Nu. Ce vrem noi acum? La 13 vrem să o găsim. Da, la 13. Păi, dar asta putem să eliminăm cum ar fi unul și să lăsăm deoparte și apoi să venim, mergem la celelalte? Păi, nu putem să lăsăm pe unul ăsta. Nu, nu, nu. Înainte să dăm cu 2 factori. Ne întoarcem, de exemplu, dacă ne-am întoarce la problema noastră, da? Da. Am putea să scoatem, gen, primele două sau primul număr sau primele trei, așa, gen, și să facem, să le scoatem de toate. Cum ar fi, adică să fie... Să renunțăm la... Să renunțăm, adică să le punem în... Haideți! Deci, finalul, hai, intrați și voi. Haideți! Stați așa cu ușă. Exact. Mario, vrei să ne ajuți? De ce? Mario, uite. Mario, stai acolo și Mario, vin aici, în cămașă. Avem nevoie de ajutorul tău, Mario. De ce? Avem mare nevoie de ajutorul tău. Suntem în dificultate și încercăm aici să vedem dacă... Poate... De exemplu, ar merge să facem 13 cu 2 la 3, care face 8, plus 4, care face 12 și 1, care face 13. Da, e 2 ăla care... Deci, tu spui cu cine se lucrezi pe 2 la 3? 2 la 3, cu 2 la 2 și cu 1, dar rămâne 2 ăla în cale. Deci să-l pășești pe 2 ăla de aici. Păi da. Așa e 13. Așa are și 13. Bun. Și acum... Și pe aceea, uitați-vă pe exemplu ca să scrieți jos mai mulți. Deci îl luăm noi pe ăla, cu ăla. Hai să subliniem pe ăsta de aici. Da, îl luăm cu 2 la oa și cu ăla. Și cu 2 la 3. Da. De mai departe cum merge. Și acum, 2 de aici, dacă aș scoate un 2 în factor din ăsta... Da. Din toți ăia. Da, din ăștia la scară de ăsta. Da. Din 2 de aici. Pe lângă ea este 1, pe lângă. Da, și 2 la 4. 2 la 4 da, e 6. 2 la 4 trebuie să-l las. Nu? Și să iau pe următorii. Uh-huh. 2 la 5, 2 la 6, 2 la 7. Și 2 ăla, dar 2 ăla nu-l mai punem. Deci 2 de aici. Stai pe 2 secunde. 2 la 5 cât facem? 2 la 5 e 32. Așa, 32. Plus 2 la 6 face 64, nu? Da. 64, 32. De 96, da, nu, nu, este nu. Trebuie să mergem cu un număr consecutiv. Exact. Totdeauna așa trebuie mers. Cu un număr consecutiv de termen și până când găsim multiplu de 13. Păi, dar așa ne-am complicat și mai mult. De ce? Deci câți termeni sunt aici? 144 de termeni. Da. Fiind 144 de termeni, putem să-i grupăm 144 la 5 se parte, la 12. La 12. La 12. La 3, la 4, nu? Da. Deci la 12. S-ar putea ca 12 termeni să prindem. Să vedem. De 12 termeni. 2 plus 4 plus 8 plus 16. Am pus 4.